Declarațiile despre eforturile de dezvoltare a culturilor naționale ale popoarelor care trăiesc în Moldova sunt de cele mai multe ori vorbe goale, neîntărite de fapte și mai ales de finanțare. Minoritățile etnice din sudul Moldovei, bulgarii și găgăuzii, consideră că autoritățile centrale nu alocă suficiente fonduri pentru dezvoltarea limbilor și culturilor lor naționale. Dar acest lucru nu a împiedicat-o pe președintele Maia Sandu să critique în timpul forumului minorităților etnice nici găgăuzii pentru faptul că în autonomie nu se dezvoltă limba lor maternă. De ce, de exemplu, astăzi în Găgăuzia se petrece atât de mult timp cu dispute inutile și se alocă atât de puțin timp pentru principalul aspect, păstrarea limbii și culturii găgăuze? Ce dispute anume le consideră ca fiind inutile, șefa statului nu a specificat, dar implicit se poate deduce că este vorba despre relațiile tensionate dintre autonomie și autoritățile centrale, care influențează chiar și aspecte precum dezvoltarea limbii. După vizita de la Universitatea din Comrat, în aprilie anul acesta, unii locuitori au întâmpinat-o cu acțiuni de protest. Șefa statului a acordat un interviu în care a declarat că conducerea autonomiei cheltuiește insuficient pentru păstrarea limbii materne. Astăzi bugetul găgăuziei este de 1,3 miliarde de lei și pentru programele de sprijin a limbii găgăuze se cheltuiesc doar 24 de milioane. Sandu a menționat de asemenea programul de învățare a limbii găgăuze care a fost dezvoltat încă în perioada fostului bașcan al autonomiei. Totuși, ca răspuns, reprezentanții ai Direcției Educației din Găgăuze au spus că fondurile din bugetul local sunt destinate salariilor angajaților, iar programul prevede sprijin financiar din partea oficialilor de la Chișinău. În anul școlar 2022-2023, în autonomie a fost implementat un proiect pilot. Conform curriculumului experimental, elevii claselor 1-a 4-a din 5 instituții educaționale au studiat limba găgăuză. Analiza a arătat că există rezultate pozitive și metodologia nouă de predare a limbii este eficientă. Specialiștii în limba găgăuză au concluzionat că această practică ar trebui să fie oficial implementată în toate școlile. Direcția Generală de Educație a Găgăuziei a solicitat în mod repetat examinarea proiectului curriculumului. Au fost transmise toate documentele și materialele necesare către Ministerul Educației și Cercetării din Moldova, dar răspunsul nu a fost încă primit. În plus, reprezentanții minorității etnice bulgare au povestit postului nostru despre problemele cu care se confruntă atunci când vine vorba de sprijinul culturii naționale din raionul Taraclia și aici s-au plâns de lipsa de finanțare adecvată. Din această cauză, muzeele nu pot să se dezvolte, iar specialiștii experimentați părăsesc profesia. Când se organizează festivaluri, concerte, ni se spune, nu sunt bani. Nu există suport din partea statului pentru cultură și vor să întâmpinăm oaspeții cu pâine și sare și cu muzică. Dar dacă nu sunt costume, nu sunt acei oameni care pleacă din cultură din cauza salariilor mici. Atunci, scuze, ce cultură mai păstrăm în continuare? Și limba și toate celelalte. Potrivit Tatiane Nechit, minoritatea bulgară din Moldova își păstrează identitatea doar datorită sprijinului venit din țara de origine. Astfel, în școlile din acest raion va apărea curând un nou manual de istorie, cultură și tradițiile ale poporului bulgar. Dezvoltarea acestuia a fost rezultatul eforturilor comune ale specialiștilor locali și colegilor bulgari. Cheltuielile pentru tipărire au fost suportate de partea bulgară. Ministerul Educației din Moldova nu a contribuit la acest lucru. Am cerut, dar am văzut că nu este niciun rezultat și am contactat direct Bulgaria. Aici s-a acordat puțină atenție minorităților naționale. Suntem o mică subcultură. Totul se face datorită Bulgariei. Sincer, onest, datorită Bulgariei. O altă problemă care îngrijorează comunitatea bulgară din Moldova este activitatea Universității din Taraclia. Reamintim că în 2022 acesta a fost pe cale de a fi închisă cu argumentul că numărul de studenți era mic. Problema a fost rezolvată datorită intervenției autoritățile bulgare și universitatea a devenit filială a Universității din Ruse. Totuși, instituția de învățământ are nevoie de cadre didactice.
Lipsa de profesioniști, lipsa de studenți. Și chiar dacă universitatea a devenit filială a universității din Ruse, tot trebuie să fie direcționați specialiști. Și la nivel de stat, această problemă este rezolvată foarte prost. Specialiștii din raionul Taraclia sunt de asemenea îngrijorați că autoritățile centrale ar putea reduce numărul de ore de predare a limbii bulgare în școli, deoarece în programa obligatorie ar putea apărea noi materii.